Asta e substanța de contrast. Da, da, substanța de contrast în vezica urinară. Sunt imagini frontale. Iar RMN-uri și... Controle, sigur, în post-operator. Este o pulă de aer acum, sus. Doi adulți și patru copii, o cameră neîncălzită și plină de mucegai. Din sărăcie aproape lucie de acasă, Andrei s-a ales cu ceva. Un astm extrem de grav, care la 3 ani l-a trimis pe un pat de spital și l-a izolat într-un preventoriu TBC. Pentru următorii 10 ani. Camera mea era exact vis-a-vis de cabinetul doamnei doctor și... aveam chiar o ușă cu geam și o ușă mată, când vroiam o închideam pe aia mată, când nu o lăsam pe aia cu geam și mă uitam să văd când vine doamna doctor, când pot bate și eu la ușă să mai intru, că îmi făcea plăcere. Ia pune stetoscopul pe inimioara ta. Cum face inimioara? Acum bate mai repede, sunt bolnav și de-aia bate repede. Serios? Da. Simți? Medicul Alina Costa i-a explicat lui Andrei totul despre boala lui. L-a tratat cu seriozitate, dar și cu zâmbete și astăzi tânărul de 22 de ani e student în anul al patrulea la medicină generală. Doamna doctor a făcut pentru mine ceea ce este mai important și ce ar fi trebuit să facă orice mamă bună pentru fiul ei. Dacă respecti copilul, te respect. Ia uite, voravia! Sunt sute de copii în spitalele din România pe care nu-i respectă nimeni. Doar anul trecut, aproape 1500 de mame și-au părăsit bebelușii în maternități și secții de pediatrie. Perfect sănătoși la naștere, se pierd repede într-o lume mărginită de gratiile pătuțurilor. O lume bine cunoscută de voluntarii care îi vizitează și le aduc din când în când aparatură medicală, mâncare, șervețele, scutece. Toate neajunsurile pe care le au copiii respectivi le trec printr-un filtru la ceea ce primește copilul meu. Nu au afecțiunea necesară, mai mult decât atât, chiar cu indiferență sunt foarte mult tratate. Asta pentru că asistentele, singurele de la care primesc mângâieri, sunt prea puține ca să le aline dorul de mamă. Ca să dai mânuță aici la Maria. Da. E foarte dureros să-i vezi că nu știu să țină linguriță în mânuță, că nu știu să deschidă gurița, că sunt opăriți la funduleț, că nu beneficiază de îngrijiri medicale elementare. Ștefănuț a stat între pereții Spitalului Sfânta Maria din Iași aproape un an și jumătate. La presiunile presei, Direcția pentru Protecția Copilului Iași l-a trimis acum 4 luni în grija unui asistent maternal. Asta deși legea spune că n-ar fi trebuit să rămână în spital mai mult de 60 de zile. În secția de pediatrie cronici, în care sunt internați copii cu o patologie cronică, dar care au nevoie de îngrijiri medicale, durata maximă de spitalizare este 14 zile. Însă lucrurile sunt puțin mai complicate. Autoritățile ar trebui să hotărească imediat după abandonul copilului dacă îl trimit în grija unui asistent maternal sau într-un centru de plasament. Între timp, spitalelor li se alocă bani pentru copiii abandonați. Cât a primit Spitalul Sfânta Maria de pe urma lui Ștefănuț, reprezentantul instituției evită un răspuns concret. Pentru fiecare caz, funcție de cazuistica acestuia, de resursele care au fost implicate, și aici mă refer la perioada de spitalizare și între regimul hotelier, medicație administrată, se stabilește, conform contractului cu casă, o sumă alocată fiecărui copil. Dacă e nevoie, managerul spitalului, care nu ne-a primit să filmăm înăuntru, poate decide să redirecționeze banii alocați pentru copiii abandonați către alte nevoi, cum ar fi secția de terapie intensivă. Ca să poată rămâne în spital, Ștefănuț a avut nevoie de un diagnostic, așa că medicii i-au descoperit o boală la inimă. Trebuie să aibă un diagnostic, care poate să fie sau nu poate să fie real. În cazul în care el va fi adoptat mai târziu, acel diagnostic însoțește dosarul copilului și atunci s-ar putea să familia care intră în potrivire cu el să refuze de la început copilul. Autoritățile sunt de acord că mai mult de un an petrecut în spital e extrem de nociv pentru un copil.
Dar până la adopție mai e mult, iar traumele se adună. Se leagănă sau plâng, scot sunete a copiilor din orfelinat. Însă dacă aceștia nu vor fi luați în familii, probabil că da, se vor transforma în copii cu retard. Va mai trece un an până când autoritățile se vor apuca să-i caute lui Ștefănuț o familie. O spune chiar reprezentantul Direcției pentru Protecția Copilului Iași, instituția care trebuie să obțină de la mamă acordul pentru adopție. Ținând cont și de faptul că mama lui Ștefan este încadrată în grad de handicap, are o boală mentală, probabil că va fi ceva mai dificil. Noi am găsit-o repede pe mamă, la câțiva kilometri de Iași. Mai are 3 copii. Au ajuns toți în grija statului. Femeia i-a încredințat către adopție. Așa că vă gândiți la ei, ce viitor, ce credeți că o să ajungă ei peste 10-15 ani? Nu știu, ce să ajungă, nu știu. Dar la câți ani ați făcut primul copil? La 14 ani. După ce autoritățile de la Iași vor încheia formalitățile, actele vor ajunge la Oficiul Român pentru Adopții, care va începe să caute o familie. O altă lungă așteptare pentru Ștefănuț, care probabil va avea deja 4 ani. Marea majoritate a familiilor vor să adopte copii mici, copii sănătoși. Deci există un interes foarte mare al românilor pentru, hai să spun, zona aceasta, grupa aceasta de vârstă 0-3 ani. Soarta copiilor abandonați în spitale este pecetluită. Cei care n-au șansa să fie adoptați sau să ajungă la un asistent maternal devin hârtii în dosare, apoi cifre în statistici și atât. Acești copii vor trebui să se integreze în societate la un moment dat, dar ei nu vor fi pregătiți. Și atunci ne confruntăm cu copii care cerșesc, copii care sunt aurolaci, copii care devin delicvenți. Cum respiră băiatul? Aur cumva tare. Așa. Putem să ajungem să nu mai putem respira deloc, deloc, la deloc. Spital? Și atunci ajungem la spital, sigur că da. Plânge sigur copilul. Că plânge copilul pentru că nu poate să respire. Exact așa cum n-ai putut tu să respiri la când ai fost răgușit. Prima mea imagine a lui Elvis era pe marginea unui pat, stând ghemuit și neputând să respire. Era o imagine destul de jalnică să vezi un copil la 3 ani într-o criză de respirație. Andreea a trăit primii ani de viață în afara spitalului. Înăuntru a început să picteze. Așa și-a alina durerile și dorul de părinții care cu timpul l-au uitat în camera de spital. Ei nu și-au dorit să ajung o persoană foarte importantă, intelectual. Ca orice om de la țară se gândește, fiecare om trebuie să-și facă familie, să aibă casa lui, bucata lui de pământ pe care să o lucreze. Eu am vrut mai mult. Pe la mijlocul liceului am plecat de acasă. Mi-am luat viața în mâini și am plecat de acasă. M-am angajat. Am lucrat prima dată o vară și am strâns niște bani. Lucram în fiecare zi de la 9 la 12 seara. Eram obișnuit să fiu modest, ca să zic așa. În mod sigur o să am mai mulți bani, pentru că un salariu de rezident care e de vreo 12 milioane e mai mult decât 4 milioane jumate cât am eu în prezent. Andrei a avut șansă și a ales să fie medic, în timp ce pentru sutele de copii abandonați, singurul care alege este sistemul. Un sistem din care Andrei vrea să facă parte. E o rază de speranță care ar trebui să lumineze bezna în care se află în acest moment autoritățile. Thank you.